Părinte, să trăiți! Liniște un pic. Eduardiunuț Lăcătușu. Irina Iuliana Lucaci. Nafcis Adrian Istor. Cristina Mihela Puşcaşu. Puşcaşu Cristina Mihela. A venit? Istor Ana Maria. Albert Daniel Lotcu. Sias Alexandru Ștefanel. Adam Marius Lucian. Francisc. Pe calea. Alexandra Soci. Ramona Bot. Felicia Vindeș. Pușcașul Luisa Stefania. Ousco Estefânia Manuel. André Cristiano André. Gabriel Madalena Lucas. Marisio Kim Sochi. Madalina Sendeș Gabriel. Nafcis Adrian Bogar. Bogaar Lucian Gabriel. Mâna Bot. Bot Madalina. Stai vreau. Ana Loredana Adam. Adam Ana Loredana. Bot Andrei Alina. Adam Roxana Florentina. Ceasăr Florina Florentina. Narcisa Loredana Lucacia. Bogaar Monica Alisa. Inga Alexandra. Bot Narcisa Melania. Stefania Andrieș. Marasin Robert Sebastian. Adam Augustin Iulian. Marasin Marius Răzvan. Daniel Istor Rafael. Roscu Ștefan. Roscu Ana Maria. Ștefan Ghinga Daniel. Eduard Bot Ștefan. Gândurescu Narcis. Adam Iulian Ștefanel. Adam Ștefanel. Adam Ștefanel. Bot Denisa Camelia. Bot Adriana Felicia. Bot Madalin. Luisa Valentina Bot. Vale Manuel Daniel. Madalin Bot. Și Nistor Madalin. Are toată lumea foaie? Toată lumea are foaie, da? Bun. Avem un sfert de oră până mâine Preasfinților. Floarea în piept. Dei și cruce și floarea. Da, mă, da. Dei și cruce. Și cruce, da? Toată lumea are floricică și cruce în piept, da? Îi dei și crucea pe pieptul. Thank you. preasfințite în numele comunității din Vladnic, în numele tinerilor care s-au pregătit pentru primirea Sfântului Mir, în numele autorităților locale, noi vă spunem bine ați venit la noi și vă rugăm în această zi frumoasă, împreună să invocăm pe Duhul Sfânt să coboare asupra acestor tineri. Vă primim cu tradiționala pâine și sare. Lăudați-L pe Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin! Și eu bine v-am găsit în această sărbătoare frumoasă, astăzi, aici la Vladnic. Ne bucurăm împreună cu copiii și tinerii acestei comunități care vor primi sacramentul mirului, iar cu nevastă, iubiți credincioși, părinți, nași și ceilalți care participați la acest moment, doresc să vă umpleți din nou de darurile Duhului Sfânt, pentru a putea trăi mai departe cu mult curaj credința noastră creștină. Ne pregătim acum pentru acest moment al celebrării Sfintei Liturghii și a tainei Sfântului Mir. Aveți mai multe sate, ce vă voiesc. De ce sate? Care două catolici, aici ortodoxi, Văleni și Lancă. Cred că sunt tot. Să ne găsim acum și frumos v-ați îmbrăcat. Ați scos din lază, v-a zis? Da. Și băieți au... Ce nu v-ați participat? E lucrul cel mai mic la un gând. Viitor episcop, nu? M-au copiat. Cine știu, bun venit, bun găsit de aici la sărbătoare. Aici vecilor, părților, de decan, rasul și Părintele Diacon. Da, facem aici o înclinație la biserică. Deja am făcut. În alt caz, tu cât? 11. Tu? 11. Tot 11. Cel mai mare ești tu. Da. A fost câte două. Hai, brață, bruce sonar, da? Așa, în față. Doi, da? Stai aici din clopoțel când ajungem la... Ei, gata, oprește-mi cu ei. Stai aici, la poartă, da? Pe stradă, da? Da, venim pe stradă, așa, aici. Deci venim pe stradă, mergem din centru, da? Ne oprim la altar, ne-am înțeles? Aveți să ducem la ea? Părinte, nici că da. Încet, încet. încet, mai încet. De Rusalii, aici la Vladnic, pentru că astăzi noi suntem aici, ca și apostolii odinioară, așteptând coborârea Duhului Sfânt, mai ales asupra copiilor și tinerilor care s-au pregătit pentru această zi, dar și asupra întregii comunități. Mulțumesc pentru primirea făcută de voi, dragi copii și tineri, pentru paroc, domnului primar și dumneavoastră vicepedincioși, care participați la acest moment deosebit din viața parohiei. Tuturor vă aduc un salut reînnoit și din partea Episcopului Petru Gherghel, administrator apostolic, care vă însoțește cu rugăciunea și binecuvântarea preasfinției sale. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, am făcătuit prea mult, cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ați vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Peace. Ca Duhul Sfânt venind asupra noastră și binevoind a locui în noi, să ne facă temple vii ale mărtirii sale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Din Faptele Apostolilor. Când a sosit ziua Rusalilor, toți erau adunați împreună în același loc și dintr-o dată s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, și au umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc, împărțindu-se și accesându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Și erau atunci la Ierusalim iudei, bărbații blavioși din toate națiunile de sub cer. Când s-a auzit vuietul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Erau uimiți și se minunau spunând: iată, oare nu sunt galileeni toți aceștia care vorbesc? Și cum de-i auzim, fiecare în limba în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți și locuitori din Mesopotamia, Iudeia și Capodocia, din Pont și din Asia, din Frigia și Pamfilia, din Egipt și din părțile Libiei, care sunt aproape de Cirene. Romanii în trecere, atât iudei, cât și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele mărețe a lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Binecuvântează suflete ale meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, Tu ești nemărginit de mare. Cât de numeroase sunt lucrările Tale, Doamne, pământul este plin de creaturile Tale. Primite, Doamne, Duhul Tău și renuiește fața pământului. Dacă le iei suflarea, ele își dau Duhul și se întorc în țărână. Tu îți trimiți Duhul Tău și ele vor fi create și vei renoi fața pământului. cântecul meu până la el, iar eu mă voi bucura în Domnul. Fraților, umblați în Duh și nu împliniți poftele trupului, căci trupul dorește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului. Acestea se împotrivesc unul altuia, așa încât puteți face tot ce voiți. Căci dacă sunteți conduși de Duh, nu mai sunteți sub lege. De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt desfrânarea, necurăția, nerușinarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambițiile, discordiile, dezbinările, invidiile, bețiile, orgiile și cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, așa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În schimb, rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoința, fidelitatea, blândețea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există lege, căci cei care sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și poftele. Dacă trăim prin Duh, să ne și purtăm potrivit Duhului. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! În acel timp, Iisus le-a zis discipolilor săi: când va veni Mângâietorul pe care eu vi-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va da mărturie despre mine. Și voi veți da mărturie, pentru că de la început sunteți cu mine. Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi și vă va vesti lucrurile care vor veni. El mă va glorifica pe mine, pentru că dintr-unul al meu va lua și vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele. De aceea v-am spus că ia dintr-al meu și vă va vesti. Cuvântul Domnului! Preasfințite, Sfânta Maică Biserică, vă roagă să împărțiți acestor copii și tineri sacramentul mirului. Știi că sunt vrednici? După cele constatate în timpul pregătirii și după mărturia dată de părinți și nașilor, mărturisesc că au fost aflați vrednici. Mulțumim lui Dumnezeu! Cucernici părinți, concelebranți, dragi copii și tineri, candidați la Sfântul Mir, iubiți credincioși, luați loc. vin mai aproape de voi, dragi copii, pentru că voi sunteți astăzi în centrul atenției întregii comunități și vrem ca împreună să reamintim și părinților și nașilor, precum și tuturor credincioșilor care au venit astăzi aici la sărbătoare, ce anume înseamnă această zi pentru voi, ce moment trăiți. Sigur că spuneam la începutul Sfintei Liturghii, această celebrare a Mirului se aseamănă și cu sărbătoarea Rusaliilor. Știți că în calendar, la 50 de zile după Paște, este sărbătoarea Rusalilor, adică coborârea Duhului Sfânt. Atunci este, sigur, o sărbătoare pentru toată biserica, dar de fiecare dată când celebrăm Mirul, trebuie să ne gândim la acel moment. Știți că atunci când Iisus a murit, după ce l-au răstignit, apostolii, plini de teamă, s-au închis în cenacol, adică în acea sală unde Iisus a instituit Euharistia. S-au retras pentru că le era teamă de evrei, că nu cumva și ei să fie bătuți, să fie răstigniți și așa mai departe. Dar s-au retras acolo și pentru că Iisus le-a făgăduit să aștepte că vor primi pe Duhul Sfânt, vor primi un mângâietor. Așa cum am auzit și Evanghelia de astăzi, care vorbește când Iisus spune apostolilor, veți primi un mângâietor, veți fi martori până la marginile pământului, veți primi pe unul care să vă întărească în momentele grele. Și iată acel moment în care se împlinește promisiunea Mântuitorului, coboară Duhul Sfânt, coboară și într-adevăr ei se simt schimbați. Și aș vrea acum, dacă unii sau alții nu au fost atenți, cum s-a coborât Duhul Sfânt asupra apostolilor? Sub ce formă? Sub formă de porumbel. Sub formă de porumbel. O să explicăm, am văzut și aici un porumbel. Când vă plac porumbei și acum am văzut în fața bisericii, dar ce este sub porumbelul de acolo? Limbi de foc. Iată, limbi de foc. Sigur că în ziua de Rusalii, apostolii au văzut foc. A suflat și un vânt, dar când s-a coborât sau când s-a arătat Duhul Sfânt ca porumbel? În ziua de Rusalii. 10 zile după înălțarea sa la cer. Iată, atunci, la 10 zile după înălțarea la cer, Duhul Sfânt s-a coborât, dar s-a arătat odată și a zburând deasupra lui Iisus. Știi tu? Vă amintiți când a fost botezat Iisus? Nu, nu vă amintiți, că nu erați acolo. Dar atunci când Evangheliile vorbesc despre botezul lui Iisus, s-a auzit un glas din cer și a spus, acesta este Fiul meu prea iubit. Și dintr-o dată a apărut o păsărică deasupra. Era un porumbel și care însemna că toate cele trei persoane erau prezente în acel moment. Iată, asupra apostolilor s-a coborât sub formă de limbi de foc, un vânt care a suflat în acea încăpere și ei au ieșit deja schimbați în sala aceea și au început să predice. Și dacă până atunci erau fricoși, acum nu le mai păsa de nimica. Au mers și apoi mai târziu au pornit pe drumurile lumii cunoscute de atunci pentru a-și împlini misiunea lor. Astăzi puteți să spunem că și voi sunteți aici, nu în cenacul, este un cenacul frumos aici, sub cerul liber. Voi sunteți fetele mai avantajate, stați majoritatea la umbră, dar și băieții. Mai mulți stau la umbră decât la soare, o să vină și soarele asupra voastră sub formă de lumină ca să vă lumineze pentru misiunea pe care o aveți. Și astăzi sunteți aici voi, apostolii, care așteptați acest moment. V-ați pregătit, iată și părinții și nașii au avut grijă să scoată de la lada cu zestre aceste hăinuțe frumoase, să le mai sufle vântul, să le bată și soarele, dar sunteți frumoși pentru că, într-adevăr, și odinioară și astăzi înseamnă haina de sărbătoare și asta înseamnă că trăim un moment deosebit. Momentul, iată, în care și voi, ca și apostolii, îl primiți pe Duhul Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu adevărat, ca și Tatăl și Fiul. Și voi l-ați mai primit vreodată pe Duhul Sfânt până acum? Ia să văd aici, dacă știu și băieții ceva. L-ai primit? Nu. 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 Ce spuneți tu? Eu spun că da. Cine știe? Toți răspund de Duhul Sfânt. La botez? Da. Spun eu, nu se minte, nu? Iată, la botez voi l-ați primit pentru prima dată pe Duhul Sfânt, care, sigur că atunci am făcut din voi creștini, atunci vi s-a iertat și păcatul strămoșesc, ați devenit creștini, faceți parte din biserică, suntem din momentul botezului și copii ai lui Dumnezeu, iar astăzi același Duh Sfânt vine la voi ca să întărească acea lucrare. Atunci erați mici, sigur că nu țineați minte, părinții și nașii s-au angajat înaintea bisericii și a lui Dumnezeu să vă crească în credința creștină, iar astăzi a venit momentul, pentru că după predică imediat veți lua lumânările și voi veți face acea reînnoire a făgăduinților de la botez, pe care odinioară au făcut-o părinții și nașii în locul vostru. Iată, acel Duh Sfânt vine la voi pentru a întări lucrarea pe care a început-o în ziua botezului și pentru că acest sacrament pe care îl primiți astăzi, vi-l văd de pe Duhul Sfânt, ia să vedem ce este mirul sau confirmațiunea. Mirul sau confirmațiunea este un sacrament prin care dobândim pe Duhul Sfânt cu darurile Lui ca să putem mărturisi cu tărie credința creștină. Iată, această definiție spune tot ceea ce este mai frumos despre mir. Mirul sau confirmațiunea. Nu spunem că nu avem cuvinte, dar mirul sau confirmațiunea, pentru că astăzi se confirmă, se întărește acea lucrare care a început pentru voi în ziua botezului. Și apoi, sacramentul prin care îl primim pe Duhul Sfânt, te-a spus cine este Duhul Sfânt, cu darurile sale, ca să puteți mărturisi cu tărie credința creștină. Și câte daruri vă aduce Duhul Sfânt? 7. Care sunt cele 7 daruri? Înțelepciunea, înțelegerea, tăria, știința, sfatul, evlavia și frica de Dumnezeu. În mod tradițional spunem că sunt 7 daruri frumoase de care avem nevoie. Ție ce îți place mai mult din cele 7 daruri? Știință. Iată, știința avem nevoie și la școală, dar învățăm multe lucruri și despre religia noastră, despre credința noastră. Ce? Ți-ți place mai mult? Tăria. Trebuie să fii tare, nu? Așa să crești voinic. Sigur că avem nevoie de tăria. Știu de ce a rus lumea, dar tăria înseamnă curajul sau puterea. Pentru că avem nevoie de curaj ca să înfruntăm greutățile în viața noastră și mai ales atunci când trebuie să mărturisim credința. Ia să văd aici niște fetițe. Ce le place mai mult din cele 7 daruri? Nu-ți place nimic? Ia să vedem mai. Înțelepciunea. Iată, înțelepciunea este un dar frumos. Ca să fim înțelepți, sigur că sunt oameni de știință, dar adevărata înțelepciune este atunci când ne orândui viața. Știm să facem lucrurile frumos la timpul lor și mai ales să facem binele. Ce îți face ceva mai mult din aceste daruri? Nu. Înțelegerea. Înțelegerea. Iată că trebuie să înțelegem până la urmă. Iar dacă nu aveți curajul, pentru că nu l-ați primit pe Duhul, nu l-ați primit cele 7 daruri astăzi, dar când se vor coborî asupra voastră, sigur că vă deschid mintea și inima ca să primiți multe alte lucruri frumoase din partea Duhului Sfânt. Am auzit și la a doua lectură care spuneau Sfântul Apostol Paul că sunt o mulțime de lucruri rele în viața omului, în viața oamenilor, dar dacă l-avem pe Duhul Sfânt, avem și bunătate, și înțelegere, și ascultare, și capacitate de a ierta, și îngăduință, și dorința de a face totdeauna binele. Iată, de aceea vine Duhul Sfânt și vă întărește pentru această misiune. Misiunea voastră se aseamănă cu cea a apostolilor. Ei au mers atunci și au predicat. Astăzi, predica cea mai frumoasă este atunci când noi știm să dăm mărturie, să arătăm în viața noastră că suntem buni creștini și chiar dacă sunt dificultăți, chiar dacă este greu, poate mai târziu când veți merge în altă parte și veți fi mai departe de părinți sau de rude, să nu uitați că tot ceea ce ați primit de la părinți, tot ceea ce ați primit în momentul botezului, trebuie mărturisit și atunci să nu vă fie rușine, nici să mergeți la biserică, să nu vă sfiți de a spune că sunteți creștini catolici, că trebuie să vă faceți datoriile, și astfel dați această mărturie frumoasă. În viață avem multe momente în care suntem chemați să ne arătăm această capacitatea noastră, pentru că astăzi Duhul Sfânt vine la voi, nu pentru că se termină de acum cu cateismul, dar de acum începe o misiune deosebită. De acum Biserica așteaptă din partea voastră să fiți mărturisitori, așa cum a spus în definiție, ai credinței adevărate. Credința, sigur, pe care o explicăm cu cele 7 daruri, pe care o înțelegem, dar pe care mai mult este să o mărturisim. Și în viață trebuie să facem multe alegeri. Și acum vedeți cât de greu uneori este ce să fac, cum să fac, sau veți crește mai mari și veți vedea atunci când va trebui să decideți ce vreau să fiu în viață, cum trebuie să mă comport. Sunt, așa zise, valori, lucruri importante și altele de importanță secundară. Dar Duhul Sfânt, mi-a spus că unul are de face înțelepciunea, înțelegerea, n-am mai întrebat restul, tăria, știința, toate acestea ne învață atunci cum să facem aceste alegeri frumoase în viață. Odată un catehet, făceau catehism niște copii și a pus o întrebare copiilor. Copii, dacă vă dau 1.000.000 de lei acum, ce ați face cu banii? Ți-ar plăcea să primești 1.000.000 de lei? Da. Nu știu. Nu știu. Tu? Nu știu. Nu vă plac banii, nu? Da. Iată, la acea întrebare, un copil a spus 1.000.000, aș cumpăra o casă, o vilă frumoasă, iau mașină, iau telefonul de ultimul modern și o mulțime de lucruri. Și mai întreabă catehetul pe altul, tu ce ai face cu banii? Păi eu mi-aș ajuta părinții, aș da și o pomană la săraci, aș merge la un orfelinat ca să mă îngrijesc de copii. Și catechetul a tras o concluzie, iată, e frumos să ai și o casă, e frumos să ai și o mașină dacă ai bani, dar sunt lucruri și mai frumoase. A ajuta un sărac, a ajuta pe cei necăjiți, a face un bine, a face o donație la o operă de binefacere, sunt lucruri mai frumoase. Așa și în viață, sigur că e bine să avem lucruri materiale, dar sunt aceste lucruri pe care noi le putem face nu numai cu bani, dar le putem face din toată inima. Și de aceea Duhul Sfânt vă inspiră de multe ori cum să ajutați un sărac, cum să vă rugați pentru cineva care este bolnav, să vizitați pe cineva care are nevoie de ajutor, sau chiar între voi, colegii, să vă ajutați despre cineva în necaz sau să-l sfătuiești. Toate acestea, sigur că se pot face, dar când ai și un bănuț, poți să dai și un bănuț unui sărac, să te gândești, uite, facem colect acum, este acea pentru misiuni, că copiii pun acolo un bănuț și se gândesc că în Africa sunt atâția copii care nu au ce mânca, nu au apă de băut. Trăiesc, sigur, în situații foarte grele. Eu i-am vizitat și am văzut ce viață duc. Și se bucură foarte mult atunci când cu puțin bănuți mănâncă și ei ceva mai bine în ziua aceea. Pot să iau o hăinuță, pot să procure apă. Iată, și acum puteți face atâta bine. Sau gândindu-vă că se fac de multe ori aceste rugăciuni, pentru a să ne rugăm pentru un sărac, pentru un bolnav, pentru un aflat în necaz. Duhul Sfânt ne inspiră totdeauna. Vreau să accentuez acest lucru, că Duhul Sfânt care vine, sigur că nu vine așa pentru că este ziua Mirului și se termină astăzi, ci pentru că vrea, într-adevăr, să vă facă adevărați apostoli. Și pentru că a spus că Duhul Sfânt ne-a spus să s-a coborât sub formă de limbi de foc și ca porumbel. Asupra voastră cum se coboară Duhul Sfânt astăzi? Sub ce formă? De asta întreb tot aici un băiat. Limbi de foc, nu? Să ardă părul, nu? Vedeți, acolo sunt niște limbi de foc. Știe cineva sub ce formă astăzi, așa, forma vizibilă în care voi îl primiți pe Duhul Sfânt? Cum miluiește Episcopul? Prin simț. Simț, dar ce anume face când o să trec eu pe la voi, ce semn face. Știi tu? Nu, nu știți. Prin mir și pecetea Duhului Sfânt. Mirul este acel undirem sfânt, o să trec, să o primiți voi, fac pe frunte semnul Sfintei Cruci și primește pecetea Darului Duhului Sfânt. Și mai este un semn frumos care vă place, știu că vă place. Pace. Pace, adică o palmă și care jos, nu? Semnul păcii. Sigur, iată două semne care însoțesc mirul vostru. Sigur că voi întinde mâinile cu preoții asupra voastră, invocând pe Duhul Sfânt cu darurile sale, dar veți veni atunci când pe frunte vă voi unge cu un dilemnul Sfânt, voi spune numele vostru și ca martor aveți nașul. Nu puteți spune că n-ați fost miluiți. Nașul stă acolo, în spatele vostru, pune mâna pe umărul vostru, semn că participă la acel moment și dacă voi veți uita vreodată că l-ați primit pe Duhul Sfânt, nașul vă poate lua un pic la întrebare. Sigur că este și acel semn al păcii, se poate da și noroc, dar noi obișnuim așa să dăm o mică mângâiere de față, nu e nicio palmă așa mai dureroasă. Iată semnul vizibil care vă însoțește astăzi, dar în acel moment trebuie să vă gândiți că Duhul Sfânt se coboară în sufletul vostru. În sufletul vostru vine Duhul Sfânt cu cele 7 daruri cu care voi veți rămâne pentru totdeauna, pentru că sacramentul mirului de câte ori se poate primi. O singură dată. Deci gata, astăzi vă miruiți și rămâneți mai departe, miruiți pentru toată viața. Iată, dragi copii și tineri, importanța acestei zile și mai ales momentul important pentru voi. Și dumneavoastră, iubiți credincioși, părinți, nași și ceilalți care ați venit la această celebrare, gândiți-vă, poate vă amintiți, cam în ce an sau în ce împrejurare ați primit mirul. Este o ocazie bună de a renui și făgăduințele de la botez și de la mirul dumneavoastră și mai ales această dorință de a fi mai departe bun creștin și de a da această mărturie frumoasă, atât aici la Vladnic, când împrejurim, sau acolo în străinătate, unde sunteți, pentru că știu că sunt și mulți plecați în alte părți, unde este nevoie să dea această mărturie. Exemplu bun al trăirii creștine. Amin. Acum o să aprindeți lumânările, pentru că urmează renuirea făgăduinților de la botez și ținând aceste lumânări în mână, gândiți-vă la momentul când părinții și nașii voștri au rostit aceste cuvinte în locul vostru. Astăzi sunteți voi aici ca să faceți această mărturisire și angajare solemnă înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii și înaintea întregii comunități. Având lumânările aprinse, răspundeți la întrebările pe care vi le adresez. Vă lepădați de satana, de toate faptele lui și de toată trufia lui? Mă lepăd! Credeți în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Cred! Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și acum șade la dreapta Tatălui? Cred! Credeți în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care, așa cum s-a dăruit apostolilor în ziua de Rusalii, vi se dămește vouă astăzi în chip deosebit prin taina Sfântului Mir? Cred! Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică? Cred! Repetați după mine. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința Bisericii. Aceasta este credința Bisericii. Și noi suntem fericiți că o putem mărturisi. Și noi suntem fericiți că o putem mărturisi. În Iisus Hristos, Domnul nostru. În Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Dragăților, să rugăm pe Dumnezeu Tatăl Atotputernic, încă asupra acestor fii adoptive ai Săi, renăscuți prin botez pentru viața veșnică, să-L trimită cu bunătate pe Duhul Sfânt, care se întărească cu harurile sale îndelșugate și prin ungerea ca asemenea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeule Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care din apă și din Duh Sfânt ai dat viață nouă acestor copii ai Tăi, liberându-i de sub jugul păcatului. Doamne, Tu însuți trimite-le asupra lor pe Duhul Sfânt Mângâietorul, dăruiește-le lor Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al puterii, Duhul cunoștinței și al pietății, și umple-i pe ei cu Duhul temerii de Dumnezeu prin Hristos Domnul nostru. Amin. Copiii se așează așa cum i-a pregătit Părintele Paru, iar nașii sunt invitați în spatele finilor. Stingeți lumânările. Gabriel, Felicia Vindeș, Pace să fie cu tine. Irina Iulliana, Felicia Vindeș, Pace să fie cu tine. Alexandra Cristina, Felicia Vindeș, Pace să fie cu tine. Madalina, Felicia Vindeș, Pace să fie cu tine. Cristina Mihælă, Stefania Andrieș, Nafcis Loredana, Luisa Valentina, Ana Maria, Alexandra. Alexandra, primește becetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Roxana Florentina. Roxana Florentina, primește becetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Nafcis Adrian Bogar. Nafcis Melania, primește becetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Monica. Monica, primește becetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Andrei Alina. Andrei Alina, primește becetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Denisa Camelia. Denisa Camelia, primește becetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ana Loredana. Ana Loredana, primește becetea darului Duhului Sfânt. pacea să fie cu tine. Elena Celestina. Elena Celestina, primește de la lui Dumnezeu. Pacea să fie cu tine. Ramona Gabriela. Ramona Gabriela, primește de la lui Dumnezeu. Pacea să fie cu tine. Luisa Valentina. Luisa Valentina, primește de la lui Dumnezeu. Pacea să fie cu tine. Denisa Ștefania. Denisa Ștefania, primește de la lui Dumnezeu. Pacea să fie cu tine. Ana Maria. Ana Maria, primește de chinte darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ramona. Ramona, primește de chinte darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Marina Irina. Marina Irina, primește de chinte darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Cătălina Ana. Cătălina Ana, primește de chinte darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Andreea Ioana. Andrei Ioana, primește licența darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Gabriela Silvia. Gabriela Silvia, primește licența darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Larisa. Larisa, primește licența darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Laura Georgiana. Laura Georgiana, primește licența darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Adriana Felicia. Doamna Felicia, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Alexandra Mihaela. Alexandra Mihaela, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Monica Alisa. Monica Alisa, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Denisa. Denisa, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Sebastian Gabriel. Sebastian Gabriel, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Marius Adrian. Marius Adrian, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Madalina. Madalina, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Augustin Iulian. Augustin Iulian, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ștefanel. Primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Madalina. Madalina, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Andrei. Andrei, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Marius Ștefanel. Marius Ștefanel, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ștefan Emanuel. Ștefan Emanuel, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Alexandru Cătălin. Alexandru Cătălin, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Dănuț. Dănuț, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Alin Mădălin. Alin Mădălin, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Cristian Alexandru. Cristian Alexandru, primește rugăciunea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Marius Lucian. Marius Lucian, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Eduard Ionuț. Eduard Ionuț, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Eduard Marian. Eduard Marian, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Marius Ștefan. Marius Ștefan, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Robert Mugurel. Robert Mugurel, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Nafcis Adrian. Nafcis Adrian, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Leonard Bogdan. Leonard Bogdan, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Lucian Gabriel. Lucian Gabriel, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Robert Sebastian. Robert Sebastian, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Marius Răzvan. Marius Răzvan, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Eduard Ștefan. Eduard Ștefan, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Cristian Andrei. Cristian Andrei, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ștefan. Ștefan, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ștefan Daniel. Ștefan Daniel, primește darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Cristian Gabriel. Cristian Gabriel, primește darul Duhului Sfânt. Francisc Gabriel. Gabriel Madalena. Gabriel Madalena. Marisio Kim. Marisio Kim. Daniel Rafael. Rafael. Mădălin Gabriel. Mădălin Gabriel. Nafcis Adrian. Nafcis Adrian. Nafcis Rafael. Nafcis Rafael. Albert Daniel. Albert Daniel. Văduț Ionuț. Emanuel Daniel. Emanuel Daniel. Marius Sarin. Marius Sarin. Să ne rugăm cu milință prin Dumnezeu Tatăl la tot puternic, cu toți într-o inimă și un suflet, astfel ca rugăciunea noastră să fie una, precum una sunt credința, speranța și dragostea care vin de la Duhul Său Sfânt. Dumnezeule Sfânt și Atotputernic, revarsă necontenit asupra bisericii tale darurile înverșugate ale Duhului Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvântează pe administratorul nostru apostolic, Episcop Petru Gherghel, și pe episcopul auxiliar Aurel Percă, pentru ca ei să-ți pregătească un popor statornic în credință și iubire. Doamne, Tu l-ai chemat pe părintele Iosif Păuleț să păstorească biserica noastră locală de Iași. Te rugăm să reverși asupra lui înțelepciunea și credința Sfinților Apostoli, pentru a mărturisi tuturor iubirea lui Hristos, bunul păstor. Fă ca harul tău să transforme trupurile noastre în locuință plăcută pentru Duhul dătător de viață. Tu tuturor celor miluiți, dă-le harul de a mărturisi cu tărie pe Hristos prin cuvânt și mai ales prin faptă. Celor care se află departe de tine, dăruiește-le spirit nou și inimă nouă, ca să urmeze chemarea primită de la tine în această lume. Fă ca Duhul Sfânt să vină în ajutorul slăbiciunii noastre și să mijlocească pentru noi. Revarsă asupra lumii întregi bucuria, pacea și binecuvântarea ta. Doamne Dumnezeule, care le-ai dăruit apostolilor tăi pe Duhul Sfânt și ai voit ca prin ei și prin urmașilor să le fie dăruit și celorlalți credincioși, ascultă cu bunătate rugăciunea noastră și ceea ce ai binevoit să înfăptuiești la începuturile credinței, să se împlinească și acum în inimile credincioșilor tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Thank you. noastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și a realizare Sfinței Biserici. Te rugăm, Doamne, să primești jertfa poporului Tău, pentru că aceia care au primit darul Duhului Sfânt să-L păstreze astfel încât să ajungă la răsplata veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Sus inimile Dumnezeului nostru. Venim și vecheste. Cu adevărat venim și drept, de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos. El înălțându-se mai pe sus de ceruri și șezând deava dreapta ta, l-a revărsat după făgăduință pe Duhul Sfânt asupra celor pe care tu ai primit drept fii ai tăi. Pentru aceasta de acum și până în veac, împreună cu toată oștirea îngerească, te lăudăm cu pietate într-un singur glas, cântând cu bucurie. Așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Căldându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumit, a frânt-o și a dat ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu administratorul nostru apostolic Episcop Petru, cu Episcopul Laurel aici de față, cu toți episcopii și preoții. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți care au reposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu Fecioara Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, fericiții apostoli cu toți Sfinții, pe care din veci i-ai iubit, să ne închinăm a fi părtași de viața cea veșnică, să Te laudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție Dumnezeule, Tatăl Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Copii și tineri, las minte Duhul Sfânt care ne învață să ne rugăm astăzi. Vă chem să ridicați mâinile sus, așa cum facem noi preoții la altar, pentru a ne ruga, așa cum ne-a învățat Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ne-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. ca Cămelul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt venit să se intri să facă cărământul meu, dar spune numai cu părinții și se va prăvăzui în sufletul meu. Preasfințitul va împărtăși aici în față pe candidații la mir și apoi doi preoți vor fi unul aici și unul în spate, lângă cruce. Hristos. Însoțești mereu cu binecuvântarea Ta pe aceea pe care ai uns cu Duhul Sfânt și ai hrănit cu tainele Fiului Tău, pentru ca biruitori în orice strâmtorare să îmbucure prin sfințenia lor biserica Ta și să-i aducă sporire în lume prin faptele și prin iubirea lor prin Hristos Domnul nostru. Preasfințite Episcop Aurel Percă, este o mare bucurie pentru noi vlădnicenii că ați venit astăzi în mijlocul nostru să administrați taina Sfântului Mir acestor fiși și fiice din parohia noastră. În fiecare zi vă auzim numele rostit la rugăciunea de la Sfânta Liturghie, dar iată că astăzi vă avem în carne și oase în mijlocul nostru. Când tata e acasă cu copiii, bucuria familiei este mare. Așa este bucuria noastră astăzi și ori de câte ori ne vizitați. Mai știm ceva. La 29 septembrie veți sărbători 20 de ani de când Sfântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, de fericită amintire, v-a numit episcop auxiliar de Iași. Profităm de această ocazie pentru a vă adresa odată cu mulțumirile noastre cele mai frumoase felicitări și urări de bine, cu sănătate multă și putere de muncă. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot binele ce-l faceți în dieceza noastră, iar darurile Duhului Sfânt pe care le-ați împărțit astăzi copiilor și tinerilor din parohia noastră și le împărțiți cu dărnicie atâtor candidați la mir în toată dieceza, să vă copleșească și pe excelența voastră, ca să fiți totdeauna un păstor bun pentru turma ce v-a fost încredințată. Vă rugăm să transmiteți mulțumirile, salutul și prețuirea noastră și administratorului apostolic preasfințitul episcop Petru Gherghel, dar și viitorului episcop Părintele Păuleț Iosif. Vă asigurăm de rugăciunile noastre și implorăm binecuvântarea de la Dumnezeu. Suntem convinși că numai uniți în jurul păstorilor ne vom menține statornici în credință și vom realiza lucruri frumoase, slava Domnului. Vă promitem că vom face tot ce ne stă în putință ca să fim la înălțime în trăirea credinței noastre creștine. Să ne trăiți într-un mulți și fericiți ani preasfințite! Sunt de un cadou din partea noastră, ca mulțumire pentru da, vă mulțumesc și mulțumesc reprezentantei voastre, dar și copii, pentru cuvintele frumoase adresate, pentru urări. Dar țin și eu să vă felicit pentru că v-ați pregătit frumos pentru ziua voastră de astăzi, o adevărată sărbătoare ca punct de referință pentru viața voastră creștină. Să felicit și pe Părintele Paro, precum și toate persoanele care v-au însoțit pe acest drum de pregătire. Cum spuneam și la predică, nu se termină astăzi. De acum începe greul și de aceea înarmați cu Duhul Sfânt, cu darurile sale, să fiți mai departe bucurie pentru Dumnezeu. Venind la biserică în mod regulat, făcând bucurie pentru Paro, participând la cateheze sau la alte inițiative aici cu tinerii și copiii, să fiți bucurie și pentru părinții voștri, pentru profesorii voștri de la școală. Iată, Duhul Sfânt astăzi vă dă toate aceste puteri ca să puteți să vă îndepliniți misiunea pe care o aveți în biserică. De asemenea și dumneavoastră, iubiți credincioși care ați participat la această slujbă în care am celebrat și mirul, să plecați întăriți de același Duh Sfânt și să fiți mereu convinși că Dumnezeu este mereu cu noi, prin Duhul Său Sfânt pe care ne trimite în fiecare zi ca noi să ne trăim credința așa cum dorește Biserica, adică în fidelitate față de iubirea față de Dumnezeu, față de aproapele și respectarea poruncilor. Și acum ne ridicăm fruntea pentru a primi binecuvântarea finală. Un simplu anunț. Mâine avem Sfânta Liturghie de Hram. Sfânta Liturghie este la ora 11 și vă așteptăm pe toți prezenții, de vă invităm și pe dumneavoastră, dacă se poate. Cu gândul voi fi aici, pentru că mâine la Schileni, la o altă parohie în apropiere, va fi, vă aștepta alți copii și tineri pentru a primi pe Duhul Sfânt. Noi vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvânteze munca și să ne plecăm fruntea pentru binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Dumnezeu Tatăl Atotputernicul și cu dragostea sa părintească să vă păstreze vrednici, El care dăruindu o viață nouă prin apa botezului și prin Duhul Sfânt, vă ales de fia iubirii sale. Să vă binecuvânteze Fiul Său unul născut și să vă întărească cu puterea sa în mărturisirea adevăratei credințe, El care a făgăduit că Duhul adevărului va rămâne pentru totdeauna în biserica sa. Amin. Să vă binecuvânteze Duhul Sfânt care în inimile ucenicilor a prins focul dragostei, să vă păstreze în unirea adevărată și să vă ducă nevătămați la bucuria Împărăției lui Dumnezeu. Și pe voi toți să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. piesă. Pregătiți-vă, așezați-vă pentru fotografie. Hai, repede, repede, repede. Băieții pe partea asta. Iedi. De toată lumea. La care să mă uit? Gata, nu? Sperăm. Mulțumim frumos! Let's go. Let's go. Hai, dai drumul, dai drumul, dai drumul, lasă cum ai început. Ce-a dat?